sinusitele în forme acute și cronice. Neplăcutele infecții ale mucoasei care căptușește interiorul foselor nazale și sinusurile. Acestea blochează drenajul fluidului din sinus spre nas și gât, provocând presiune și durere. Sinusurile sunt afectate în timpul răcelilor, dar nu toți fac sinuzită atunci când au infecții virale. Diferența dintre sinuzită și răceală constă în faptul că atunci când există o răceală, nasul se desfundă în circa o săptămână, pe când în cazul sinuzitei, după această perioadă, situația se agravează. Despre formele sinuzitei, investigații, tratament, când este cazul să se intervină chirurgical, dar și despre prevenție, ne vorbește profesor dr. Codru Sarafoleanu, medic primar ORL. Sinuzita este o inflamație a mucoasei, a învelișului sinusurilor. Sinusurile sunt situate la nivelul oaselor feței și, îmi permit să arăt, în jurul nasului și sunt niște cavități cu aer în mod normal. În momentul în care apare o inflamație și o acumulare de lichid sau o îngroșare foarte importantă a mucoasei din aceste sinusuri, vorbim de o sinuzită. În funcție de manifestare, sunt două forme de sinuzită, acută și cronică. Forma acută apare de obicei după o viroză respiratorie și se manifestă cu febră, senzație de presiune și îngreunare a capului, durere, pulsații la nivelul feței și frunții cu nas înfundat și în unele cazuri cu secreții purulente. În situațiile în care nu există secreții nazale, asta sporește durerea. Este de altfel singurul element sugestiv pentru durerea care ține de sinuzită, sinuzita acută. Pentru că, în ciuda opiniei românilor, rinosinuzita cronică nu prea doare. Rinosinuzita cronică are alte simptome caracteristice, cum ar fi nasul înfundat, secrețiile care trenează și nu se mai vindecă și au aspecte diferite de la o perioadă la alta, uneori pot fi purulente, alteori pot fi mucoase, alteori sunt pur și simplu limpezi. De asemenea, o tuse care nu mai trece și nu are o cauză pulmonară poate să fie legată de o rinosinuzită cronică, un miros urât al respirației sau chiar tulburări de miros. Sunt pacienți care nu mai percep mirosurile atât de bine, au acuitate olfactivă diminuată. Sinuzita se clasifică și în funcție de sinusul care este afectat. Cel mai frecvent vorbim de sinuzita maxilară, pentru că acolo concură două cauze, și anume o cauză care ține de nas și o cauză care ține de dinți, de o igienă dentară proastă, de inflamații și infecții dentare, mai nou de tot ceea ce înseamnă patologia asta implantologică și toate intervențiile chirurgicale pe maxilar. Apoi este vorba de sinuzita etmoidală. Etmoidul este un sinus situat aici între nas și ochi, dar nu de puține ori vorbim de sinuzite care au un aspect mai perfid așa și care dau o simptomatologie ciudată, cu tulburări oculare, cu dureri localizate în zona temporală, cu dureri localizate în ceafă, și este vorba de o sinuzită sfenoidală, acest sinus sfenoid fiind situat undeva în centrul capului, sub ochi și între ochi și sub creier. Deci un sinus care dă o simptomatologie foarte ciudată. Simptomele apărute la nivelul capului nu trebuie ignorate. În general, sinuzita acută doare. În rest, trebuie să avem mare grijă. O durere de cap sau la nivelul feței trebuie să beneficieze de un diagnostic corect și atunci pacientul trebuie văzut ORL cu tot ceea ce înseamnă endoscopie, examen imagistic dacă este nevoie, tomograf sau RMN, dar trebuie văzut și oftalmologic, pentru că sunt dureri de cap care țin de vicii de acomodare. Trebuie văzut de un neurolog, pentru că sunt tot felul de nevralgii, de cefalei vasculare sau de migrene care pot mima o sinuzită, și nu în ultimul rând de un reumatolog, pentru că sunt foarte mulți tineri cu patologie de coloană cervicală, vedeți poziția vicioasă la calculator sau la noi în sala de operație, și atunci sunt dureri care mimează o sinuzită, dar nu țin de niciun fel de infecție sinusală. Manifestările sinuzitei diferă în funcție și de cauza care o provoacă, bacterii sau fungi.
Și bacteriile pot să dea forme rebele, dar dacă avem un examen bacteriologic din sinus corect recoltat, putem să avem o antibiogramă corectă și implicit un tratament bun. Al doilea element, durata tratamentului trebuie să fie cea corespunzătoare, nu 3-4 zile, nu 7 zile. O sinusită cronică trebuie să beneficieze de un tratament de aproximativ 2 săptămâni. Pe lângă antibiotic, cu antiinflamator, cu descongestionante nazale, spălături saline și așa mai departe. Sinuzitele fungice, din fericire, mai frecvent întâlnite în România, sunt cele neinvazive și beneficiază de tratament chirurgical. Este celebrul fungus ball, o traducere aproximativă românească, o minge de fungi, un glob de fungi, o aglomerare de fungi în sinus. Dacă scoatem tot din sinus printr-o intervenție endoscopică, nu mai este nevoie de niciun fel de alt tratament. Formele foarte agresive de sinuzite întâlnite la bolnavii de leucemie sau cu limfoame, cei care sunt supuși chimioterapiei, sunt greu de tratat, cu rezultate slabe și în astfel de cazuri indicația este aceea de intervenție chirurgicală, uneori mutilantă. Potrivit profesorului Codruț Sarafoleanu, diagnosticul unei sinuzite acute este un diagnostic clinic. Medicul orele stabilește când sunt necesare investigații imagistice și linia terapeutică ce trebuie urmată, de la tratamentul medicamentos la intervenția chirurgicală. Despre toate acestea, dar și despre sinuzita la copii și, nu în ultimul rând, despre măsurile profilactice, vom afla însă într-o ediție viitoare a emisiunii.